prin foarte scurt, două vești am pentru astăzi, două vești bune. Toate privesc, de fapt ambele privesc gospodăria comunală. Și prima veste pentru angajații gospodăriei comunale, vreau să îi anunț că în cursul zilei de astăzi, toți cei 62 de angajați vor primi salariile aferente lunii august, urmând ca în următoarele 45 de zile să primească prin poștă și salariile aferente lunii mai, iunie și iulie prin fondul de garantare al Agenției Județene pentru Ocupația Forței de Muncă. S-a depus dosarul de către Gospodăria Comunală, este legea 200 din 2006 care permite efectuarea plăților pentru angajații societăților care au intrat în insolvență pentru 3 luni. Bineînțeles că mai există câteva salarii restante care vor salariații se vor scrie la masa predare pentru restanțele care mai sunt. Cealaltă veste este pentru, de fapt, cea mai importantă pentru cetățeni, în urma deblocării situației și deblocării conturilor gospodăriei comunale, societatea are posibilitatea de a efectua mai multe lucrări care până acum au fost imposibil de realizat din cauza acestei situații și mă refer la unele lucrări de infrastructură în ceea ce privește asfaltările. În urma discuțiilor și negocierilor care le-am purtat atât eu cât și conducerea gospodăriei comunale, am ajuns la un acord cu unele societăți furnizoare de materii prime și utilaje, în urma cărora începem asfaltarea străzii Brateiului începând cu săptămâna viitoare. Concomitent pregătim terenul pentru plombarea apelor principale și străzilor celor mai importante străzi din municipiul Mediaș. Și bineînțeles, dacă vremea ne permite, până în iarnă încercăm să asfaltăm cât mai multe străzi. Mă refer la, chiar și la șosea Sibiu, există o porțiune de drum care a fost cuprinsă pentru asfaltare anul acesta, de la Herman Obert până la societatea Vitrometan. Sper ca și acest sector de drum să putem să-l asfaltăm. Și avem în vedere mai multe străzi. Am spus, depinde de vreme. Eu sper ca toate aceste lucruri să le putem realiza. În același timp, am efectuat un inventar al indicatoarelor lipsă, să spun așa, al indicatoarelor de circulație lipsă din orașul nostru și o să începem înlocuirea sau montarea acestor indicatoare și, bineînțeles, realizarea de marcaje rutiere, acolo unde se impune. Însă despre acest lucru am să vă dau detalii mai multe, probabil săptămâna viitoare, în momentul în care o să am și eu informații mai cuprinzătoare. Cam asta ar fi.